Sergiu Ciorescu, născut pentru film. Ia camera în mână de pe băncile liceului Eminescu din Drochia și nu o mai lasă niciodată. Director de imagine la multiple clipuri și spoturi realizate alături de colegii de la Academia de Arte, unde își face studiile sub bagheta maestrului Vlad Druc. Își perfecționează arta în cadrul stagiilor ținute de operatori de la CNN, TVR1, Euronews. Operator, iar mai apoi director de imagine la ProTV Chișinău, studioul de TV, proiectul Fabrica de Staruri, Noroc TV se învrednicește de premiul special la Festivalul de Film Studențesc din Călăraș, România, premiul debut al Uniunii Cineaștilor din Moldova și în cele din urmă marele premiu la Festivalul Simfest din Târgu Mureș, România pentru filmul Jocul, actualmente director de imagine la OVH Studio.